Virgiliu Postolache a ales selecționata Republicii Moldova, fotbalistul crescut de PSG a acceptat să se alăture naționalii noastre de tineret după ce a ignorat de mai multe ori oferta din partea Federației Moldovenești de Fotbal. Acum atacantul de 20 de ani se pregătește împreună cu lotul tricolorilor mici pentru duelurile amicale contra Bulgariei. Lotul naționalei noastre de tineret s-a reunit într-o formulă neașteptată și asta pentru că fosta perlă din Academia lui PSG, Virgiliu Postolache, a acceptat să reprezinte țara în care s-a născut. Originar din Edineț, Virgiliu împreună cu părinții săi s-a mutat în Franța cu mulți ani în urmă. Acolo s-a înscris la școala de fotbal a lui Paris Saint-Germain, unde a înregistrat un progres uimitor. Prin urmare, în vara lui 2018, el a fost promovat în echipa mare a parizienilor și chiar a marcat câteva goluri în meciuri amicale. Se centra, el remate dentro. Gol! Talentul moldoveanului a trezit un interes atât din partea Federației Franceze de Fotbal, cât și din partea Federației României. În același timp, Virgiliu a fost ofertat de mai multe ori și de selecționata Republicii Moldova, țara sa de origine. Până la urmă însă, fotbalistul a decis să accepte invitația națională de tineret a țării noastre. În prezent, Virgiliu Postolache, în vârstă de 20 de ani, evoluează la Mouscron în Belgia sub formă de împrumut. Acesta aparține în continuare celor de la Lille.